Aici a fost o ocazie pentru cei care au vrut să se afilieze, să creeze un gal, de a aduce niște bani oricum în zonă. Că i-a luat unul sau la altul, tot în comună rămâneau. Și cei care s-au constituit în gal știu ce avantaj reprezintă și va fi o finanțare mult mai serioasă în programul nou. Poate ești un gal. Da. O să apară o nouă sesiune de punere proiect. Da, o să apară o nouă sesiune. Dacă va fi la anul, o nouă sesiune de înființare GAL. De înființare, deci două direcții diferite. Ce știți mai mult, Andrei, dacă ne aliniem la stat iarăși cu aceleași reguli concurențiale sau ne checks gata care am lucrat deja, avem un stat deci asta la sau iarăși o luăm de la capăt. Asta vreau să spun. Aici, dacă de am înțeles eu. Vreau să vă spun. Aici care stat? Deci va fi o chestie mai puțin acordată celor care vor să se înființeze. În general, să merge pe ideea ca cei gata înființați să racoleze tot ce înseamnă, dacă se poate, ce-o mai rămas, da? Va mai fi o sesiune o sesiune de înființare. Dar nu ne la care la luat bani, iarăși cu galul, iarăși facem de la capăt. Cei care înființează au treaba lor, cei care sunt deja galuri, deja au așa sesiuni de... Erau discuții că iarăși ne aliniem la vă aliniați cu ceilalți care sunt înființați la depunerea PDL-ului, da? Noua strategie, ce vreți să faceți, alocare din vreo 5 milioane, tu asta din câte am înțeles, da? Nu de 2,5, deci să mărești lucrurile. Dar pentru cei care nu sunt înființați, să merge pe încurajarea dintre galurile astea să racoleze, da? Și acolo unde nu se poate să se înființeze. Și aveți ideea să va merge pe alocări pe populație suprafață? Da, da. Sunt depliniți criteriul de cel puțin Atunci avantajați care sunt două comune în part 5 milioane și nu, prezentația mai mică. Păi asta era întrebarea că au zis. Deci va fi criteriul de regiune, va fi criteriul de populație, va fi criteriul de număr de OAT-uri. Corect. Va fi criteriul dacă globesc un oraș și mergi 25.000. Da, lucrurile astea sunt. Nu se bucurau care au înființat. Dar județul Botoșani stă bine aici, la Gal. Mai avem, eu m-aș bucura să fie tot acoperit de zona Galului. Mai aveți cel puțin două zone la care se lucrează. E vorba de zona centrală, unde și domnul primar de la Brăiești, da. Știu că se lucrează acolo, la un Gal. Deci da. Domnul Puternic, acolo sunt rămase mare. Și mare. Și trebuie să vă dați. Se va da alocații în funcție de populație. Atenție! Poți să te încadrezi la un nivel de milioane de euro în funcție de câte populații. Așa, verificate. De exemplu, cel cu comuna de peste votat. Dar nu putem... Deci acest gal nu ne primește din gând acest criteriu. Cu comuna de județul vecin nu l-are, dar oraș are. În rest au toate, pot să se ducă foarte bine fără minus 5 puncte. Cu mare bucurie vă aștept. Că era o zonă chiar care nu era ocupată. Deci zona centrală. Deci zona centrală se lucrează deja. Super. Se mai lucrează... Rădăuți prut acolo? Ascultă-mă un pic, spun acum. Se mai lucrează la un mini-gal în zona Durnești, Mihălășeni, Dobărceni, Trușești, Gorbănești, Răchiți, corect. Care într-adevăr nu are punctaj maxim, că nu are oraș, nu are județ vecin, că nu are cum să-mi ia aerul. Dar e ok, așa? Și singura zonă unde ar fi bine să vă interesați, deci rămâne zona orașului Darabani, unde din câte știu eu nu se lucrează. La niciun gal, sunt niște povești, deci acolo e rămas așa. Deci acolo e rămas Coțușca, Rădăuți Prut, Părtiniș, Darabani. Și orașul Darabani. Astea sunt și izolate, pentru că celelalte galuri le-au și blocat deja. Și atunci ele, ori să lipească la celelalte galuri existente... Acolo probabil că asta va fi soluția, să le alipim. Pentru că altfel nu văd acolo o soluție cum... Darabaniu nu-i ajută cu nimic ca oraș. Pentru că dacă bagi Darabaniu, are urban mai mult decât celelalte și atunci e criteriul de neeligibilitate. Și e dificil acolo de scos zona aia. Dar câte populații are? Sub 20.000? Darabaniu are peste 10.000.
Dar sub 20. Da, da, sub 20. Dar dacă atunci comunele nu ies, nu, ies un criteriu care nu dacă are sub 10.000, se va încadra la accesibilitate. Eu îți spun despre zona aia, aia deci, va fi singura care poate să nu vă. Aici e o noutate chiar care se va aplica. Vor fi introduse și orașele cu populație până în 20.000. Nu am înțeles. Eu spun că aia e singura zonă care rămâne Sandu de Ilie. Ăla nu este oraș. Cine? Broșteni sub 10.000. Da. Bine. Dar până în 20. Da. Deci tot ce se întreabă oraș până în 20, specific agricol și mediul rural, intră la accesibilitate. Deci eu spun că s-a constatat că ăștia sunt defavorizați. Pe lider, pe lider. Da. Numai pe lider. Deci încercați să discutați pe zona aia, dar banca aia, din punctul meu de vedere, e singura deci, care rămâne izolată din ceea ce e egal. Nu e egal, dar avanul are accesibilitate. Pe național, nu. Am înțeles, puiule. Da. Eu da, da, înțeles și rămâne, nu știu, vedem cu ceva e în aer acolo. Să vedem cu cine discutăm. Deci, marele avantaj care îl are măsura asta, lider, este că nu concurați pe zona noastră cu nimeni din țară. Odată depus PDL-ul, tu știți, doamnă, prima, da? Este cel mai mare. Mai altă poveste. Aici e altă poveste pe care o știu. Ai altă poveste și știu să o gestionez. Da? Dar e mare avantaj. Eram dezavantajați datorită condițiilor de nepunctare din cauza că noi nu îndeplineam o serie de condiții super sofisticate și pierdeam proiectele că Botoșanul ăsta este. Dar a mers bine galul. Din la șișor a mers bine. Da, da, da. O comună fruntașă pe țară. La Borona. Borona? La ce? La accesări de fond. Da. Deci, eu vă spun o chestiune. Dacă Borona nu va avea grijă că în galul ei mai sunt decât 13 comuni, o să-și tragă singuri toți banii pe care îi are. S-ar putea la un moment dat ca galul ăla să spulbe. Nu poate. Vai de mine. Nu numai Borona, este galul. Da, mă, ce la fac? Este comună. Atenție. Nu e vorba de...